Un anarhist american de 33 de ani căutat de FBI a fost reținut în București. Robert Randow este fondatorul unui grup extremist ce promovează ideologii rasiste. În America este acuzat că a plănuit și comis acte de violență la mai multe mitinguri politice. El a fost dat în urmărire internațională de autoritățile judiciare americane pentru comiterea infracțiunilor de conspirație la revoltă și activități de revoltă. Născut în Queens, New York, Robert Randow a intrat prima dată în vizorul anchetatorilor în 2009. Americanul a atacat două persoane și a înjunghiat de mai multe ori un bărbat, fapte pentru care a fost trimis la închisoare, 2 ani. După eliberare, a înființat alături de alți indivizi certați cu legea un grup extremist numit Mișcarea Rise Above. They're a group that really has focused on the idea of training, physical training. They do a lot of MMA training. They were actually just completed a European tour where they met with far-right extremists across Europe, including in Russia, with a leading MMA neo-Nazi group. În 2017, grupul lui Randow a participat la mai multe meeting-uri politice de susținere a președintelui Trump, unde a comis violențe asupra altor protestatari, care nu le împărtășeau ideologia rasistă. Printre persoanele atacate s-au numărat un jurnalist și un ofițer de poliție. Un an mai târziu, Randow și alți doi lideri ai grupului au fost arestați de către FBI sub acuzația de conspirație la organizarea de revolte și incitare la violență. Însă un judecător i-a eliberat pe toți sub motiv că legea care îi incriminează ar fi neconstituțională. Procurorii au făcut apel și au câștigat, însă Randow era deja de negăsit. În februarie 2021, Robert Randow a fost identificat de autoritățile din Serbia, după ce a postat pe o rețea de socializare o fotografie în timp ce făcea un graffiti. A fost expulzat și se pare că americanul ar fi călătorit în Bulgaria, apoi în România. Robert Randow a fost reținut într-o sală de sport din București, cu ajutorul trupelor SIAS. În urma depistării, bărbatul urmărit internațional a fost prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care a dispus reținerea sa, iar la data de 30 martie, un judecător al Curții de Apel București a hotărât arestarea provizorie în vederea extrădării. Până când va fi extrădat în SUA, americanul va rămâne în spatele gratiilor.